ședință de guvern extraordinară, deoarece avem pe ordinea de zi două puncte. Păstrăm ședința de guvern de joi. Ședința de guvern de joi va fi dedicată actelor normative pentru implementarea programului de relansare economică, Reclădim România, și a celorlalte acte normative de pe ordinea de zi obișnuită. Ședința de astăzi este dedicată adoptării raportului privind acțiunile întreprinse de Guvernul României pe perioada stării de urgență, perioada 16 martie, 15 mai 2020. Doamna vicepremier, suntem pregătiți? Da, domnule prim-ministru, putem transmite Parlamentului raportul Guvernului pe perioada stării de urgență, așa cum a spus, 16 martie, 15 mai 2020. Este rezultatul tuturor ministerelor care au fost implicate în gestionarea crizei sanitare și economice pe toată perioada stării de urgență. Am putea spune că este un raport extrem de amplu, temeinic și care reflectă munca cabinetului pe care dumneavoastră îl conduceți. Are 233 de pagini, este focalizat pe 14 domenii și la întocmirea acestui raport, practic, am primit informații privind munca desfășurată de la toate ministerele, pentru că a fost un efort conjugat. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă vicepremier. Ați coordonat echipa de elaborare a raportului și am citit raportul. Este un raport extrem de voluminos care reflectă munca depusă de toți colegii. Vă mulțumesc mult pentru activitate. Termenul este 15, adică astăzi, da? Da, adoptarea, astăzi este termenul pentru transmitere la Parlament. Și aș mai menționa, dacă îmi permiteți, faptul că transmitem acest raport Parlamentului ține și de poziționarea Guvernului față de Parlamentul României. De fiecare dată, membrii cabinetului pe care îl conduceți s-au prezentat la Parlament, au răspuns invitațiilor, au transmis informații transparente și exacte Parlamentului României. Din fericire, n-am avut parte de același tratament din partea Parlamentului. Mulțumesc, doamnă vicepremier. Acum am vorbit la telefon și în sfârșit am o veste bună, doamnă Arafat, stimați colegi. Se pare că s-au înțeles în comisie și vor finaliza raportul la lege și aștept să fiu informat când este convocat plenul pentru a participa la plen ca să susțin proiectul de lege în plen. Al doilea punct pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Domnul secretar de stat Arafat sau domnul ministru, cum doriți? Domnul secretar de stat. Deci am derulat toată procedura legală. S-a derulat procedura, am avut grupul tehnico-științific și s-a realizat împreună cu Centrul Național de Comandă și Conducerea Intervenției nota de fundamentare pe motivația de ce trebuie să fie prelungită starea de urgență și a măsurilor care trebuie să fie implementate pe parcursul stării de alertă, scuzați-mă. Iar proiectul de hotărâre a fost aprobat și măsurile au fost aprobate în cadrul CNSU și urmează să supunem spre aprobare proiectul de hotărâre de guvern. Deci, practic, nu introducem nicio restricție nouă? Nicio restricție nouă, nicio măsură. Păstrăm același măsuri. Practic același dispozitiv. Singura problemă care o avem, domnul secretar de stat, până se aprobă legea, este că va trebui să scoatem din anexa 3 textul legat cu izolare și carantinare. Exact. Să-l introducem imediat după intrarea în vigoare a legii, o să facem o ședință de guvern extraordinară. L-am scos. Este scos, scos, da? Da. Când avem un oarecare temei legal în legea 55, articolul 5, numai că în decizia Curții Constituționale există o referire la procedurile pe care se realizează deciziile de izolare, carantinare, să nu avem niciun fel de discuție pe tema asta. Prefer să așteptăm
votarea legii, promulgarea de președinte, publicarea în Monitor Oficial, intrarea în vigoare și imediat să facem o ședință de guvern pentru a reintroduce în anexa 3 măsura izolării și carantinării. Mulțumesc! Mulțumesc, mass media!